Fie A1, A2, A21, o progresie aritmetică, da? În care A11 e egal cu 15. Calculați suma de la A1 la A21. Da? Păi știm că într-o progresie aritmetică AN egal cu AK plus diferența indicilor N minus K o rață. Și atunci A1 este cine? A11 plus 1 minus 11, adică minus 10 rația. A2 este A1 plus 2 minus 11, adică minus 9 rația. Plus bla bla bla. A10 este A11 plus 10 minus 1, 10 minus 11, adică minus rația. Plus A11 plus A12 este A11 plus 12 minus 11 o rație, adică A11 plus rația până la A21, care este A11 plus 21 minus 11, 10 rația. Și acum ia uita, 10R, 9R, minus R, deci cât îți dau? Atâția de A11 cât termene aveam aici, adică egal cu 21 de al de A11. Adică e 21 ori 15, hai să vedem cât face, 21 ori 15, 15, 0, 21, 315. Da? Deci suma corectă este 3, răspunsul corect este A.